Care sunt simptomele? Odată ce să zicem că a apărut această infecție de nu știu unde, da. ce simptome are pacientul? De cele mai multe ori, infecția cu HPV este asimptomatică și probabil că majoritatea sau cea mai mare parte a persoanelor, femei sau bărbați, care s-au infectat de-a lungul vieții cu HPV, n-au știut și nu or să știe niciodată că s-au infectat cu HPV. Asta e un lucru rău, adică n-au știut și s-a întâmplat ceva. Dacă nu li s-a întâmplat nimic și n-au pățit nimic, nu e un lucru rău. Sigur că poate că au transmis mai departe virusul, au fost niște vectori și atâta tot, dar orientându-ne țintit la persoana respectivă care nu a știut și nici nu a pățit nimic, nu a pierdut nimic, ca să spun așa, că n-a știut acest lucru. Sigur că sunt persoanele care la fel nu știu că sunt infectate cu HPV și află de acest lucru pentru că fac o testare HPV pe care o indică medicul ca screening, doar acele persoane complet asimptomatice află că au una sau mai multe tulpini HPV. Altfel, și de regulă sunt femeile, pentru că femeile, bărbații sigur, nu fac De De departe, da. Analiza. Sunt și situații în care, însă, o persoană care se infectează cu HPV, bărbat sau femeie, poate să dezvolte ceea ce se cheamă condiloame sau veruci veneriene, acele papiloame, acele proliferări pseudotumorale ale celulelor epiteliale, în general generate de tulpinile 6 și 11. Aceasta este situația în care, practic, o infecție HPV este simptomatică. Pacienta constată apariția acestor veruci veneriene, se sperie, ajunge la medic. Din fericire, aceste virusuri care generează aceste veruși veneriene sunt destul de banale, de benigne, în sensul că nu au potențial oncogen, nu generează cancer sau precancer. Și sigur, nu este neapărat o, un efect direct al infecției virusului, nu este un simptom propriu-zis al infecției virale, dar o pacientă care s-a infectat la un moment dat cu HPV și care virusul poate să dispară la un moment dat, și care la un moment dat suferă complicația de multe ori la mulți ani distanță de la infecția HPV și anume apariția cancerului, rectea cancerului de coluterin, sigur va avea simptomele cancerului de coluterin. Dar aici suntem deja cu discuția foarte departe, pentru că nu putem spune că semnele cancerului de coluterin sunt simptome ale infecției cu virusul HPV. Revenind strict la infecția virală, în cea mai mare parte a cazurilor este complet asimptomatică.